Reprezentanții primăriei Ploiești au transmis o sesizare către prefectura Prahova cu privire la calitatea produselor alimentare date elevilor în cadrul programului pentru școli al României. Așa cum știți cu toții, primăria municipiului Ploiești a reclamat faptul că în anumite școli au fost găsite produse care nu corespundeau caietului de sarcini, în sensul că acel corn sau acel pachet cu biscuiți nu era așa cum ar fi trebuit să fie. Ca atare am emis un ordin în care să participăm noi, instituția prefectului, cei de la protecția consumatorului și cei de la inspectoratul școlar, astfel încât să verificăm dacă ceea ce s-a semnalat este adevărat. Iată ce declara primarul Ploieștiului, Andrei Volosevici, în urmă cu o săptămână. Astăzi am făcut și solicitarea să se verifice, solicitarea către prefectură să se verifice, pentru că sunt o groază de lucruri care nu sunt în regulă, pe care le-am sunt de la mult timpul, și care sugerează probleme legate de calitatea produselor. Citesc de memorie de la o mică și mă uit și în dreapta mea. Biscuiții sunt un fel de carton și tot așa. Merele sunt stricate. Prin programul pentru școli al României se acordă gratuit elevilor fructe și legume proaspete, lapte și produse lactate și produse de panificație, în limita unei valori zilnice pentru fiecare preșcolar sau elev. La nivelul județului Prahova, aproximativ 64.000 de elevi sunt beneficiari ai acestui program. Vorbim despre preșcolari și copiii din învățământul primar și gimnazial.